Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Ascundeam un șervețel să nu se vadă, dar dacă tot m-ați surprins, asta e. Am tamponat așa, că... căldură mare, monșe. Da, e, astăzi, ce bine că am evitat cuvântul bun. Toată lumea care apare la televizor, că e realizator, că e invitat, că e ce știu eu, când îi se adresează o întrebare, îl întreb ce faci, domnule Escu. Ce? Bun, imediat vă spun la 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 și te minte firește. Așa, detest aceste șabloane verbale. Fii tu, fii tu așa cum ești, nu? Bun, bun. E, înainte de orice răspuns veți auzi bun. Feriți-vă de asta, pentru că e buba la cap într-un fel sau altul. E, astăzi vom vorbi despre un aspect care ne afectează pe majoritatea dintre noi, mai ales pe cei care suntem supra-solicitați, nu ne mai gândim la noi, nu ne-am mai întâlnit cu noi de foarte multă vreme. Ne-am lăsat prinși în acest tăvălug care ne duce în cele din urmă, cine știe unde este mai rău, ne pierdem sănătatea și așa mai departe. Pentru a fi eficient, ceea ce vă voi supune atenție, am invitat o voce foarte autorizată, doamna Cristiana Bălan, binecunoscută dumneavoastră de altfel, o prietenă a postului nostru de televiziune, a studenților și a multor altora, un om deosebit, psiholog doctor și cadru didactic în cadrul Universității Spiru Haret, lector universitar doctor. E un om care, de la care avem ce învăța din toate punctele de vedere, mai ales din exemplul personal, aș adăuga eu, ceea ce este extraordinar de important. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Bun. Vă mulțumesc că m-ați invitat și întotdeauna vin la Antena 1 cu drag, cu prietenie, cu încredere, ca acasă, în familie. Vă mulțumesc. Intrăm imediat în subiect, pentru că ați subliniat și dumneavoastră ceea ce am spus mai devreme cu privire la bun. E o defecțiune în ultima perioadă. Cred că ați constatat și dumneavoastră. Folosirea acestui cuvânt? Da, da, da. Eu cred că e foarte simplu să o înțelegem. Reprezintă două, cred eu, două trăsături de personalitate sau două, nu, mai bine zis, două caracteristici ale persoanelor care folosesc aceste clișee, aceste aproape ticuri verbale. Primul sau prima caracteristică este vocabularul sărac. Folosirea acestui cuvânt are drept scop pauza în care să-și caute cuvintele și cea de-a doua, folosirea acestui tip de clișeu indică o anumită aroganță, o anumită, un soi de complex de superioritate, care știm, nu? Întotdeauna în spate ascunde un complex de inferioritate. De inferioritate, da. Cam asta cred că se întâmplă atunci când întâlnim persoane care folosesc asemenea clișee, spre deosebire de cei care folosesc și care sunt timizi, care sunt cei care de fapt au trac de a vorbi în public și care folosesc acele vocale sau interjecții ca mine acum, din dorința de a căuta cuvinte, dar de a masca faptul că nu le-au găsit. Da, este pe de altă parte și un aspect mai grav, zic eu, e depersonalizare prin imitație. Dom'le, adopt ceea ce fac toți. Nu, eu sunt eu. Sigur că adopt de la toți, că așa ne formăm, nu? De la cei care sunt în jurul nostru. Dar m-am depersonalizat în momentul în care răspund exact cum răspund ceilalți. Adică prima parte a răspunsului este identică. Ceea ce, mă rog, nu este în ordine. Da, nu despre asta doream să vorbim, nu asta am vrut să vă supunem atenției, dar de ce nu și asta. Important este să fim noi înșine. E fascinant atunci. Există acum s-a împrumutat de peste ocean
Și cei mai fițoși, cei care au ieșit mai des pe acolo, nu mai spun înainte de a-și căuta, adică în timp ce își caută cuvintele. Da, intersecții, da, corect, așa este. Da, ne întoarcem sau ne ducem la subiectul pe care am vrut să vi-l supunem atenției, fenomenul de epuizare psihologică. Cauze, manifestări, să vorbim despre profilaxie e mai greu. Și cum să îndepărtăm, cum să ne vindecăm de astfel de... de până la urma urmei sunt afecțiuni, deși psihologul, să fie clar, mulți spun domnule doctor, invitata mea este doctor în științe, dar nu medic. Nu eliberez rețete. Da. Nu eliberez rețete. Nu, că majoritatea și mulți dintre colegii mei de breaslă fac această... confuzie. Da, e confuzie. Nu, psihiatrul este medic și psihologul este psiholog. Ah, care doctorat este altceva. Corect. Sunt două specializări, două specialități, pardon, distincte, totalmente distincte, au cu totul și cu totul altă treabă. Prin urmare, să ne ducem la această epuizare de care suferim toți, sau aproape toți, majoritatea dintre noi, până la, știu eu, până la moarte. Știm foarte bine că au fost și cazuri oameni tineri, persoane tinere care și-au pierdut viața din această cauză, epuizare psihologică. Da, și eu am un E așa când îmi caut cuvintele. Da. Care sunt cauzele în primul rând, doamna doctor? Da, nu folosesc apelativul doctor, nu, că nu, vor înțelege telespectatorii că sunteți medic. Până să vă spun despre cauze, aș vrea să fac o precizare care cred eu că e importantă de la bun început. De data asta, sau e bine și să împrumutăm cuvinte din alte limbi. Pentru acest fenomen, acest sindrom de epuizare psihică, există un cuvânt, burnout. Da. El este cunoscut în literatura de specialitate și este acceptat și de lumea medicală ca fiind definitoriu pentru întregul tablou clinic al sindromului respectiv. De ce vreau să insist pe acest aspect? Pentru că traducerea cuvântului reflectă perfect realitatea pe care o definește. Burnout, ardere intensă, ardere până la epuizare, până la a se face scrum. Asta înseamnă, de fapt, burnout. Și este o foarte mare diferență între sindromul burnout și starea post-stres, starea de astenie, starea de epuizare fizică și psihică apărută în urma unei, orice fel de alte solicitări sau altor supra-solicitări. De ce? Acest sindrom burnout este strict legat de sfera profesională. Iar el apare cu obstinație la cei care lucrează cu implicare emoțională în relația cu oamenii. În primul rând la medici, care pe lângă relația directă cu pacientul se scaldă în suferința acestora, în energia pe care aceștia o trimit, în frica lor, în groaza de moarte, în spaima de suferință, de durere. Sunt cei care, nu? Sunt pe primele baricade în fața morții, medicii, apoi... Se comunică un diagnostic nefericit de cele sigur, mai multe ori. Sigur. Cadrele didactice, psihologii, jurnaliștii, iată, amândouă deodată. Vai, ce uzură este. Este o uzură fantastică, pentru că e atât de greu să-ți păstreze obiectivitatea în relație cu atât de mulți oameni, cu atât de diferite caractere, cu opinii atât de diferite de ale tale și să continui să fii profesionist, e atât de greu să nu te implici emoțional, e atât de greu să păstrezi o anumită detașare. În psihologie și în psihoterapie mai ales se vorbește de la tata Freud încoace de o atitudine de dorit din partea terapeutului și anume acea neutralitate binevoitoare care e cumva garanția că
pacientul, clientul primește tot ce poate da mai bun profesional terapeutul, dar pentru terapeut este garanția că se protejează de contaminarea cu suferința clientului sau pacientului său. Acest sindrom de burnout, repet, își are originea în sfera profesională. El este determinat de trei, de sau dacă vreți, are trei dimensiuni. Una este această epuizare emoțională de care vorbeam, această stare de gol afectiv, de nu mai simt nimic. Senzația că mi s-au tocit sau că mi s-a golit rezervorul de sentimente. Nu mă mai pot bucura, nu mă mai pot întrista. Nu e rutină, este epuizare. Este supra-solicitare dusă în timp la paroxism. Apoi detașarea care vine ca urmare a acestei epuizări și, sigur că da, scăderea performanței. Pentru că și dacă satisfacția, să zicem, materială, este una suficient de puternică încât să-l facă pe profesionistul respectiv să spună rezist pentru că sunt motivat, dacă ar fi să fie monitorizat permanent, s-ar vedea cum curba eficienței sale profesionale este în descreștere, pentru că satisfacția de cu tot o altă natură lipsește, nu cea materială, cea a rezolvării situațiilor tuturor celor cu care se întâlnește. Eu știu, mă gândesc la dumneavoastră ca jurnalist, de câte ori vă întâlniți cu situații care vă revoltă. De câte ori interlocutorii dumneavoastră fac afirmații pentru care poate, dacă ați fi o fire mai puțin controlată, în sensul de autocontrol, poate uneori v-ar veni să deveniți violentă. Atât de mult fiind în contradicție cu ceea ce dumneavoastră gândiți sau simțiți. Și cu toate astea, profesionistul trebuie să respire adânc și să facă să meargă emisiunea mai departe. Mă gândesc, încerc să mă pun în pielea dumneavoastră. Ori performanța... Reporterii sunt cei mai expuși. Da. M-am mai amintit aici. Am făcut și eu asta vreme de circa 15 ani, nici nu mai știu exact. Este devastator și majoritatea sunt tineri. Da, da. Și când vezi, te confrunți cu atâtea catastrofe, ceea ce dumneavoastră nu vedeți la televizor, că este vorba de crime, că este vorba de... ce să vă spun, vedeți armata de jurnaliști care stă câte o zi întreagă la DNA, de exemplu, cât stres, câte emoții. Exact. Mergi la un incendiu, mă rog, sunt catastrofe, sunt drame pe care jurnalistul le vede și să mă credeți la un moment, eu mă resimt și sunt, eu zic că am încă autocontrol. Au rămas niște amprente pe care nu le mai pot șterge. Așa este, psihotraume. Niciodată nu le mai pot șterge. Sigur. Când ai văzut, nu vă descriu acum, nu vreau să extind, este absolut, absolut dramatic ceea ce vede. Ca și medicul, ca și mulți alții, și polițiștii sunt expuși, și multe categorii profesionale sunt expuse unui stres teribil. Mă iertați, a trebuit să fac această subliniere. Da. Da. Vroiam să mai spun un lucru care mi se pare important în legătură cu ce cauze generează acest sindrom de epuizare psihică. Pe lângă problemele legate de muncă, de supra-solicitare, de efort prelungit, de timp îndelungat, lipsit de pauze sau de relaxare, sau sunt totuși și niște cauze care țin strict de personalitate. Nu toți cei care lucrează în branșa medicală, jurnalistică, eu știu, polițienească sau cum se numește, ajung să sufere de această problemă, de această entitate medicală, să zicem. Sunt niște caracteristici care țin de personalitate și care mie mi s-au părut foarte interesante și de adus în discuție. Perfecționismul este o cauză. Atunci când persoana adoptă principiul las că merge și așa, nu cred că va ajunge să sufere de sindromul de epuizare. Uh-huh.
Sigur, aici este discutabil dacă mai avem de a face cu profesioniști. Asta e deja altceva. Apoi, nevoia excesivă de a deține controlul, care poate părea paradoxal, dar dacă analizăm, ne dăm seama că așa este, ține de nimic altceva decât de neîncrederea în sine. Oamenii care vor ca ceea ce fac ei să fie perfect, care verifică dacă altcineva a făcut totul cum trebuie și dacă nu, să vină ei și să repare și să finiseze și să aibă certitudinea că sunt de neînlocuit, sunt oameni care au, de fapt, undeva în adânc, o neîncredere în propria persoană, o stimă de sine pe care poate nici nu conștientizează că o au redusă și sunt mai degrabă predispuși sindromului de epuizare. Atunci când persoana așteaptă recompensă imediată pentru ceea ce face și își propune, uitați-vă, cazul bacalaureatului sau al admiterii la o facultate, învață pe ultima sută de metri, se epuizează stând zile, nopți, după care clachează. Pentru că așteaptă recompensa, intrarea la facultate sau luarea bacalaureatului, sau, după care nu se mai vede mai departe, proiecția nu merge mai departe în viitor. Să mă văd cu bacul luat, să intru la facultate și după aia văd eu. Da, poate uneori, poate să nu mai existe un după aia. Sau acel de după să fie unul cu consecințe pentru tot restul vieții. O stabilitate emoțională scăzută, iarăși, este o vulnerabilitate în fața unei supra-solicitări prelungite. O capacitate de adaptare redusă. Din nou, oamenii mai rigizi, mai inflexibili, cei care suferă de boala lui A avea dreptate, sunt mai degrabă predispuși acestui sindrom de epuizare emoțională, psihică, decât ceilalți. Cam astea ar fi cauze care țin de da, personalitate. Da, de personalitate, da. Dar în ceea ce privește cauzele în sine, mă gândeam, ascultându-vă, la următorul aspect. Așa, din viață. Mulți dintre noi suntem... Nu știu dacă e bine să mă includ, poate că nu se justifică, dar așa, dintr-o minimă politețe, sunt atâția factori, cei de care aminteați dumneavoastră, cumulați cu traume din viața personală, viața de familie, afective, atunci când, mă rog, ai probleme de cuplu, îți creează probleme și copilul, inevitabil, mai mari, mai mici, mai ai și un credit, două, vrei să mai pleci în vacanță, nu poți, pentru că nu-ți permiți, sau faci credit, încă un credit pentru asta, și atunci apar dezechilibre care nici nu mai țin de psihologie, cred că țin direct de psihiatrie, din păcate. Greșesc? Nu greșiți. E un cumul teribil și falsele competiții. E un alt aspect. Sigur, ba chiar politica inducerii competiției, care, de exemplu, în sistemul de învățământ românesc, încă este la mare preț. Această inducere elevilor, cadrelor didactice, părinților, a ideii de competiție. Educația, școala, nu pe competiția trebuie să se construiască, ci pe cooperare, pe coparticipare. Competiția în mintea și în sufletul unui copil generează conflict, tensiune, presiune, frică. La umbra fricii nu crește nimic, parafrazez. Și îl deviez de pe traseul pe care ar trebui să meargă conform datului pe care îl are. Sigur, nu? Sigur. Adică aceste pentru copii este dramatic, adică schimbi destine, mutilezi destine. Dar și la adulți există aceste competiții sau false competiții. Păi dacă dumneavoastră ați venit acum și mi-ați spus că, nu știu, veți face în Thailanda vacanța și eu
Iertați-mă. Da. E o prezumție. Știu că nu. Așa, și eu știu că nici la... la, unde să zic eu, în fine, e, nici la panciu nu mă pot duce. Păi zic, doamne, pic, din punct de vedere psihologic, pic. Mai am încă alte și alte și alte frustrări și o mai am și pe aceasta, în loc să mă duc acolo unde mi-e bine, în funcție de potențialul pe care îl am, financiar, nu? Funcție de dorințele. Unii se simt bine la mare, unii se simt bine la munte. Dom'le, e această imitație, această depersonalizare, să fiu ca ceilalți, să nu... În fine, știți dumneavoastră ce vreau să spun. Deci acestea ar fi niște cauze pe care ar trebui să le eliminăm, măcar noi adulții. Dom'le, unde mi-e bine mie? Uite, m-aș duce în Apuseni. De ce să mă duc în Maldive, nu? Pentru că obosesc, pentru că am nevoie de liniște, nu am nevoie de aglomerație, mă întorc la job, lucrez în bancă, responsabilitate, etc., etc. Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun. Deci am putea să evităm această, mulți dintre noi, nu toți, și să nu ajungem într-o etapă mai gravă a epuizării, adică totale. Cred că pentru persoanele tinere, și acum mă refer la persoanele între 23-25 până în 35-36 de ani, mă refer la persoanele care ajung să sufere de acest sindrom al epuizării psihice din cauza, să spunem, sferei profesionale. Aici am identificat aproape un fel de pattern repetitiv. Sunt persoane care lucrează foarte mult de lunea până vinerea, vinerea după amiaza sau sâmbăta, duminica, pleacă, club, team building, socializează intens pentru ca luni să o ia de la capăt. Și cu toate astea apare acest sindrom de epuizare. Mi s-a părut ciudat și am studiat puțin fenomenul. De ce dacă 5 zile pe săptămână muncește, iar 2 zile pe săptămână se deconectează, este liber, de ce apare totuși epuizarea? De ce în acele 2 zile nu reușește să-și repare sau să-și umple rezervorul sau să-și revină la forma inițială și eficientă pentru a putea munci, a lua o săptămână de la capăt. Și am găsit răspunsul care, mă rog, este încă în studiu această idee, dar cred că un răspuns care poate fi ușor întristător este acela că absența unor repere, a unor, hai să le spunem pe nume, valori morale, puternice, în care să crezi și de care să te agăți ca fasolea de arac ca să poți crește, absența acestor repere morale, repet, este un factor care poate duce la epuizare. Sâmbăta, duminica, petrecută doar, eu știu, foarte zgomotos sau cu foarte multe lichide în pahare sau surmenaj. În tot felul de alte situații în care calitativ nu se întâmplă nimic, ci doar cantitativ, și de cele mai multe ori cantitativul acela, știm, nu, mai binele e dușmanul binelui, cantitativul acela la rândul lui afectează, și aceasta contribuie la epuizarea emoțională și psihică. Dacă mergi cu niște repere de genul, pentru mine a mă relaxa înseamnă verde, aer sau apă, curat, liniște, păsări, prieteni dragi, oameni frumoși lângă mine, muzică bună, un spectacol interesant, niște hobby-uri cărora să le acord din timpul meu. Dacă doar îți spui, mă plictisesc îngrozitor în weekendul ăsta, ce facem, unde mergem, ideea de a te plictisi mie mi se pare nedreaptă, pentru că un om
Dacă se plictisește, eu zic că poate să se pregătească de plecare definitivă. E atât de scurtă viața, e atât de intensă, sunt așa de multe lucruri de făcut într-o unitate de timp atât de scurtă, cum să mai apară plictiseala. Ori asta am sesizat, că apare această tendință a plecare către epuizare la persoanele care sunt lipsite de repere și de personalitate, știți cum? Bineînțeles. Nu psihologic, pentru că nu am autoritatea necesară, dar ca observator a ceea ce se întâmplă în jurul meu, eu am denumit acesta un fenomen, un sindrom maimuță. Trebuie să, adică îmi impun să fac, să mă îmbrac, să mănânc, să fac vacanțe, să weekenduri și tot, așa cum să fiu în rând cu lumea, împotriva firii mele, a personalității mele, a ceea ce doresc. Poate că mie, într-o duminică, îmi cade bine să stau acasă și să nu fac nimic, să ascult muzică, să citesc, nu, trebuie să mă duc, nu știu unde, să socializez. Știți cu certitudine, mult mai bine decât mine și dumneavoastră de asemenea, ce domne, trebuie să mă duc la nuntă. Da. Pai, da, și a devenit... Și din punct de vedere financiar și oboseală și nu știu ce. Sau, hai de mine, am musafir. Păi nu te duce la nuntă, trimite-i darul, frate, și în voce oareși ce elegant, așa, am musafir. Păi nu-i mai, nu eviți situația decât ești drăguț, nu mai știi ce să faci, faci eforturi numeroase, vai, și după aceea, înainte spui, vai de mine, o să am musafir, după aceea, te duci la muncă și spui, am avut musafir și n-am mai scăpat și n-am mai făcut și. Nu, evită, că asta ar fi de făcut, nu? Deci iată încă multe alte cauze pe care am putea să le evităm dacă ne respectăm pe noi înșine, nu? Nu e sindromul maimuță să fac acela, să mă îmbrac acela. Da, da, asta e presiunea socialului, cred că asta a fost întotdeauna. Întotdeauna da, a existat vorba așa. Lui a fi în rândul lumii, da. Doar că atunci când a fi în rândul lumii presupunea a fi așezat, a avea familie, deci tot la acele valori fundamentale ne întoarcem. Atunci a fi în rândul lumii era... Avea o influență benefică, pe când acum a fi în rândul lumii înseamnă a te contamina fără să filtrezi prin filtrul propriei gândiri de ce anume adopți un anumit stil vestimentar sau verbal sau mai știu eu cum. Bun. exact. Da. Ține de educație, cred eu, fundamental. Sigur că da. Dincolo de alte Sigur cunoștințe, de psihologie, de orice dorim noi, e o problemă de educație. Eu sunt eu, așa cum sunt eu. Sigur că mă îmbunătățesc dacă nu acumulăm, asimilăm de la unii de la ceilalți, dar pe cât ne stăm putință, pozitiv, nu negativ, pentru că așa trebuie. Pe cum ar sta mie acum? Am umblat și eu o vreme, m-am prostit și eu la un moment dat. Cu nădragii rupți prin genunchi. Da? Dar cum mi-ar sta mie acum? Sau unora dintre dumneavoastră? Nu e vorba numai de vârstă, e vorba și de vârstă, și de trup, și de condiție, și mulți alți factori. Sigur că toți am adoptat moda la vremea noastră, mi-aduc aminte, am invocat asta de nu știu câte ori. În adolescența mea apăruse moda cu pantaloni evazați. Nici nu puteai să ieși din casă dacă nu... Așa este. Nu te simțeai bine. Nu te sancționa nimeni. Nu vorbesc din punct de vedere social, nu, te sancționai, dar te simțeai tu bine, adolescent fiind. Deci nu suntem împotrivă, nu, a adopta, da? Cu măsură și funcție de personalitate a fiecăruia, nu? Sigur. Sunt mulți factori. Sigur, cred că o cale de a îmi spuneați de profilaxia sindromului de epuizare psihică. Cred că există. Există. Cred că există. În ce constă, vă rog? A fi conectat cu tine în permanență și a încerca să guști bucuria din orice. Nici măcar nu ai nevoie de vacanțe exotice. Dacă ești atent la tine, de la ce gândești,
ce simți, ce spui, ce faci și te bucuri că din nou ai deschis ochii dimineața și afară plouă sau afară e soare și că astăzi ți-a zâmbit un copil sau că, nu știu, te-a stropit o mașină în mers, dar bine că era apă curată. Adică ați păstra puterea nu a speranței. Eu am un mic război interior cu speranța ca și concept. O consider neproductivă sau, dacă vreți, pasivă ca și investiție de valoare. A rămâne conform cu tine. A încerca să vezi cine ești, care parte din tine te reprezintă și să te bucuri de ea. Să te placi, să te iubești. Să te respecti. Să te respecti. Să faci lucrurile pe care le faci acasă, la muncă, în timpul liber, cu drag, cu implicare. Nu cu groaza, iară trebuie să merg la serviciu, nu cu sentimentul de Dumnezeule, iar trebuie să fac mâncare. Știți, se spune că o mâncare bună e foarte gustoasă dacă e făcută cu drag, indiferent de ingredientele din ea. Cred că asta e profilaxia sindromului de epuizare. Conectarea cu sinele, cu propria mea persoană și bucuria de a trăi. Bucuria că pot să văd, să aud, să miros, să pipăi, să fiu, să simt. Să mă întâlnesc cu ceilalți oameni, cu oameni care mi-s dragi, cu oameni care nu mi-s dragi, dar mi-ar putea deveni. E ca un soi de scut, atitudinea aceasta. E ca un scut. Știți ce am înțeles eu? Destul de târziu, sper nu foarte târziu. Asta din cauza epuizării profesionale. A fost o vreme când din politețe, deci am bună creștere, chiar dacă mă întâlneam cu persoane care, mă rog, nu făceau plăcere în cadrul dialogului, suportam, că zic, da, mai trebuie să suporți. Ei am învățat și nu mai evit, la modul cât se poate de elegant. De ce? Pentru că e bine să avem în preajmă, așa am înțeles și așa încerc eu să aplic. Vedeți, îmi caut cuvintele, dar nu spun nici nici am unie acolo. E o altfel de consoană, da, de vocală, pardon. Vorbim foarte mult cu foarte multe persoane, mai ales, dar comunicăm cu din ce în ce mai puține persoane. Și dacă avem grijă să alegem cât se poate de cuvincios, nu? Prezența celor cu care comunicăm, aceea deja este absolut terapie. Așa este. Nu? Așa și este. Ne îmbunătățim. Așa este și cred că mai e poate că ține tot de profilaxia sindromului de epuizare, asertivitatea. Da. Nu prea suntem învățați, nu prea suntem educați, noi. Să spunem ceea ce gândim, dar să o spunem într-o manieră civilizată. Și fără noi avem două extreme. Fie devenim agresiv verbal atunci când ceva nu ne convine, da. Fie devenim submisivi, înghițim, suntem, dăm din cap, acceptăm chiar dacă lucrurile nu ne convin. Ori, a fi asertiv înseamnă a ști și să spui un nu politicos, dacă e nevoie argumentat, dar rămânând în arealul tău de confort, pentru că ceea ce gândești cu ceea ce spui e tot una. Atunci când una gândim, alta spunem și alta facem, câmpul de luptă e în noi. Conflictul interior s-a declanșat. Și asta induce o stare de neplăcere care cu timpul vulnerabilizează, roade, sapă, ne clatină încrederea în propria persoană, în puterea noastră de a face și de a fi. Deci, a fi asertiv, a ști să-ți spui
să-ți exprim punctul de vedere într-o manieră civilizată, decentă, de foarte multe ori poate fi o garanție de echilibru. Da, și astfel de persoane care se manifestă la modul cât se poate de respectuos câștigă și respectul celor din jur. Exact. Adică am personalitate, uite, nu vreau să fac asta sau nu pot pentru că. Exact. Și motivez atâta cât se poate la modul civilizat, nu? Iarăși m-am gândit la acel exemplu pe care am dat-o mai devreme, am o safir. Păi, faci cumva să nu. Nu știu, dacă e o aniversare, inviți frumos în oraș, te simți și tu bine, se simți și ei bine, și nu mai faci eforturi și nu te mai lamentezi și poi mâine că am avut musafir și deranj și cheltuială și știți cum este. Nu, oameni buni, să facem, părerea mea ca nespecialist, nu? Ceea ce ne cade bine și conform personalității și condiției noastre, profesional, familial, etc. Sunt o groază de factori aici pe care noastră știți mult mai bine. Așa este. E un cuvânt care ne face foarte mult rău. Trebuie. Exact. Atunci când reușim să înlocuim acest trebuie cu îmi doresc să, îmi place să, vreau să, lumea dintr-o dată se schimbă. Dintr-o dată. Dacă trebuie să am musafiri, trebuie să merg la nuntă, trebuie să merg la muncă, dacă astea sunt cuvintele pe care le folosiți, încercați totuși să identificați care sunt punctele tari, bune, de ce vă duceți acolo la muncă, de ce vin musafirii la dumneavoastră, de ce vă duceți la nuntă. Adică nu poate fi totul rău la nuntă. A avea musafiri acasă nu poate fi chiar atât de înfricoșător. Cu siguranță sunt și elemente pozitive acolo. Găsiți-le pe acelea, legați-vă de ele și transformați a trebui în vreau, îmi place, îmi doresc. Asta deja înseamnă că eu sunt stăpânul vieții mele. Când eu spun, vreau să fac, îmi place să fac, știu că vreau asta. Dacă spun trebuie, înseamnă că altcineva e stăpânul vieții mele și nu place nimănui să aibă stăpâni. Cred că e o condiție sau e una din condițiile necesare, dar nu suficiente, evident, de a fi mai pregătiți, de a fi mai puternici, mai adaptabili, mai în stare să facem față oricum. Și eficienți în cele din urmă, eficienți și prezențe agreabile. Da. Pentru că, domnule, la un moment dat, vă rog să-mi iertați limbajul neacademic, sărim de pe axă, un pic așa. Și astăzi un pic, mâine un pic, nu mai suntem noi. Ne îmbolnăvim și, așa cum spuneam mai devreme, nici nu mai suntem prezențe agreabile. Vezi câte un rânjet pentru că auzi că trebuie să zâmbească. Mă, dacă nu poți, nu zâmbi, că e așa scremere. Nu se poate. Să fim noi înșine, eu plădesc de ani de zile pentru asta. Da, mă îmbunătățesc, adopt. Dacă mi-a plăcut mie, de pildă, cum v-ați uitat în cameră, voi încerca să adopt și eu. Dacă mi se potrivește, dacă nu, nu. Da? Nu, sindromul maimuță trebuie eliminat. Am dat aceste exemple cu nunta și cu musafirii pentru că sunt foarte frecvente. Da, da, da. Am auzit de nenumărate ori. Păi, nu știu, poate că eu, dacă mi te lamentez mie, cunosc o persoană, două dintre musafiri și am o părere foarte bună. Și voi zice, măi, frate, săraci oameni, dacă știam să mai duceau acolo, ia uite cum sunt primiți. Îi primești cu zâmbete, cu masă, cu la-la, cu, știi... Și dar tu ai zis, fai te am musafir după ce pleacă numai Dumnezeu știe ce e la gura ta. Nu, spun, domnule, nu pot. Poate că hai să spun așa o mică minciunică. Domne, nu știu, a intervenit ceva. Da, a intervenit ceva, elegant, mă scuz și evit aspectul acesta. Dincolo de asta, ar fi atât de multe de vorbit cu dumneavoastră. Nu ne-am mai văzut de foarte, foarte așa multă este. Vreme. Da, 15 minute zici tu. Bine, mulțumim. Îmi propusesem ca în cadrul acestei ediții, dar nu mai este răgazul necesar,
poate că în una urmă, în o altă ediție, să vorbim, vreau să vă anunț pe dumneavoastră, cu acceptul dumneavoastră, cum transmitem veștile neplăcute, cele cu impact emoțional maxim, care pot lăsa niște amprente teribile. Ar fi mult de vorbit aici. Agreați subiectul acesta? Sigur că da. Și cred că avem nevoie. Cred că avem nevoie de niște explicații cu privire la astfel de abordări. Da. Dincolo de epuizarea de care am amintit până acum, ați spus dumneavoastră și de epuizarea emoțională. Asta, când spun epuizare emoțională, nu mă gândesc la altfel de traume, mă gândesc la epuizarea emoțională din punct de vedere afectiv, la segmentul acela de vârstă care se înamorează rapid, că e vremea potrivită. La adolescență, nu? Dar și aceea este un consum extraordinar, că nu știi ce ți se întâmplă în adolescență, nu pricep ce... Spune că dragostea e cea mai frumoasă boală. Foarte frumoasă, da. Cea mai frumoasă boală, dar are... Mecanismul biochimic al sentimentului de dragoste e unul care produce, zguduie, nu? Scutură organismul și produce schimbări dramatice. Dar ce dramă frumoasă! Ce dramă frumoasă! La maturitate măcar înțelegem ce ni se întâmplă, chiar dacă nu putem controla. Așa este. Întru totul. Putem, uneori deloc nu putem controla. În acea conjunctură Dumnezeu este frumoasă. Dar în perioada adolescenței sau a pubertății mai nou, nu înțelege ce îi se întâmplă. Sunt modificări teribile, nevoi teribile și nu înțelege ce se întâmplă. Aici ar fi nevoie de cunoaștere, nu consiliere neapărat, cred că familia, rolul familiei. E foarte importantă familia. Părinții, la rândul lor, au preluat modelele propriilor părinți pe care conștient sau nu le poartă și le afișează copiilor lor. Puterea exemplului. Sigur că da. Consiliere, de ce nu, atunci când e cazul, consiliere psihologică, hobby-uri, ajută mult un adolescent sau un puber să-și descarce energiile. Să nu uităm că acolo e plină furtună hormonală, articulațiile dor, se întind, apar tot felul de ciudățenii de la părul de pe corp până la vise nocturne de anumită factură și, într-adevăr, puberul nu înțelege ce se întâmplă cu el, nu își mai înțelege propriile reacții, râde, plânge, labilitate emoțională. Și adolescentul trăiește perioadă de criză, căutarea identității. Pe de o parte, adulții, atunci când el vrea să se comporte ca un adult, îi spun nu ai voie pentru că tu ești încă un copil, iar atunci când se copilărește sau greșește, îi se spune păi nu mai ești copil. Deci el e într-o confuzie și într-o permanentă căutare, la care se adaugă presiunile din toate părțile, școală, părinți, prieteni, media, de ce nu, moda, aerul poluat, câmpul electromagnetic emis de telefonul mobil, de laptop, de toată tehnica aceasta care ne înconjoară, hrana și așa mai departe. Dar știți, eu sunt un optimist incorigibil și eu îmi spun așa că specia asta a fost stresată dintotdeauna, adică a suportat influențele din toate părțile și n-a dispărut. Au dispărut dinozaurii, dar omul n-a dispărut. Eu cred că ține de noi să găsim resurse cu care să putem supraviețui și nu oricum, să putem chiar trăi bine, nu supraviețui doar, nu la limita subzistenței. Și repet, nu e nevoie de vacanță în Thailanda ca să fii fericit, deși dacă e loc de o vacanță în Thailanda, cu atât mai bine. Și dacă sunt pregătit, nu emoțional, psihic, dacă sunt odihnit, dacă sunt niște eforturi, nu până în Thailanda, de exemplu, nu știu, o zi și jumătate cu schimbat, cred că zboruri de zeci de ore,
Eu rămân la părerea mea să fim noi înșine și să mai facem uneori un stop cadru, să ne oprim. Da, o să pauză de respirație. Să ne oprim un stop cadru, să ne întâlnim cu noi înșine, să facem o analiză, de ce nu, ce-mi trebuie, ce mi-a trebuit, ce nevoi mai am, unde ar trebui să merg să mă simt bine, cu cine, nu pentru că trebuie. Cred că acestea ar fi bine. Sigur, sunt multe alte cauze, dar dacă ne eliberăm sau ne vindecăm de sindromul maimuță, da, cred că multe da, probleme da, s-ar putea rezolva, da. Nu-i așa? Așa este, așa este și aș mai vrea să spun un lucru. Vă rog, mai avem 10 minute, acest, așa că puteți. Acest sindrom de epuizare despre care vorbim și pe care să presupunem că nu am reușit să-l prevenim, și el se instalează și simțim, vedem că nu mai dăm randament, că emoțional ne simțim afectați, că suntem nemulțumiți, că facem lucrurile pentru că trebuie și nu pentru că ne place să le facem. Dacă simțim aceste lucruri, e bine să nu ezităm să încercăm să aducem în viața noastră schimbări de la stilul de viață, care înseamnă alimentație, mișcare, somn, până la, eu știu, acere ajutorul. Acere ajutorul atunci când simțim consiliere psihologică. Consiliere psihologică, preot, familie, prieteni, oameni în care avem încredere, oameni pe care îi investim noi cu încrederea noastră. Nu e nicio rușine să le cerem ajutorul și să le spunem nu sunt în regulă, nu mă simt, nu mai sunt eu, se întâmplă ceva cu mine. Cu siguranță va veni de undeva, de la oamenii cărora le pasă de noi, va veni vorba aia bună de care avem nevoie, va veni ideea aia grozavă care să ne scoată din marasm, nu ți-e bine, nu te-am văzut în ultima vreme prea fericit, ok? Hai să mergem într-o drumeție până la Dâmbu Mori și înapoi în weekend. Vă spun eu, un mers cu prietenii pe jos până la Dâmbu Mori într-un weekend poate să depășească de 1000 de ori calitativ o vacanță în Thailanda. Da, dacă da, ești da, cu oamenii care îți sunt dragi, pe care îi simți aproape. Ascultați muzică. Muzica ne pune pe, nu știu ce se întâmplă cu creierul nostru, ne pune pe niște frecvențe care armonizează ultima celulă a corpului nostru. Am spus muzica, nu zgomotul. Da. Muzica. Aerul curat, un duș, o baie cu săruri, o lumânărică aprinsă, nu știu, fiecare după cât e de romantic. Încetiniți ritmul. Trageți aer adânc în piept. Exact, stop cadru, cum spuneați dumneavoastră. Încetiniți ritmul pentru o zi și încercați să fiți și observator al propriei vieți, nu doar actor. Observați-vă unde mă aflu, unde am ajuns, ce drum am parcurs. Când mă uit în urmă, care e sentimentul predominant pe care îl simt? E unul de satisfacție? E unul de regret? Dacă e de regret, ok, trebuie să schimb ceva. Sau să renunț la ceva. Să renunț, să schimb, să aduc o modificare. 5 minute pe zi, opriți-vă. 5 minute, respirați, priviți-vă într-o oglindă sau pur și simplu închideți ochii, 5 minute și încercați. E greu și nu vă recomand să încercați să vă goliți mintea de gânduri, cum tot auzim. Goleșteți mintea de gânduri. Nu pot, că sunt 60.000. Care circulă aproape toate în același timp. Închideți ochii și pur și simplu încercați să observați ce gândiți. Care sunt cele mai mari avioane care vă trec prin minte atunci când închideți ochii 5 minute și vă deconectați și de la telefon, și de la laptop, și de la televizor, de la orice sursă perturbatoare. Care sunt primele gânduri care vă vin în minte? De ce? Ce puteți face cu ele și încet, încet se va așeza liniște. Acele 5 minute zilnice de liniște, de concentrare pe a număra respirația, de exemplu, respirațiile,
pot însemna cât o zi întreagă de odihnă. Da. Știți cum am făcut eu la un moment dat când nu am putut să... Am avut nevoie de câteva minute de detașare de tot și nu am putut, pentru că, uite, așa îmi făceau gândurile. Da, zburau gândurile. Știți cum am procedat? Așa a venit, mă rog, așa am găsit eu, aceasta a fost soluția pe care am găsit-o eu. Nu să număr respirația, pentru inspirație, expirație, pentru că asta o știm. Am încercat să urmăresc, să o ascult. Să vă concentrați pe ea. Să o ascult și am izbutit, iarăși venea câte un gând, iarăși trebuia, dacă asculți când inspiri și expiri cu atenție, tu în câteva minute ești complet altceva. Da, apare relaxarea. Nu? Complet apare altceva. Relaxarea, detașarea, așa este. În ultimele minute aș vrea măcar un minuțel să abordăm tot în acest context. Sigur. Un alt aspect, și anume acela, e mai greu. În zilele noastre nu prea avem, nu știm să avem grijă de noi. Să fim buni și să observăm ce se întâmplă și cu cel de lângă noi. Da, și să-l ajutăm cu delicatețe. Nu să-i spunem, bă, ai obosit, du-te, n-ai bea acasă și te odihnește, că... sau arăți rău, sau ce știu eu. Exact. Bine, asta ținești de bunele maniere. Exact. Dar să fim atenți și să locrotim, poate nerostit. Să înțelegem că ceva s-a întâmplat, că nu mai poate, că nu mai, nu? Așa este, așa este, da. Ceea ce spuneți dumneavoastră vine perfect în completarea a ceea ce spuneam eu. Sigur, sigur. În momentul în care mă opresc și mă concentrez, mă conectez cu mine. Uh-huh. Când încep să mă iubesc pe mine, pot să-l iubesc și pe celălalt. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine. Asta e comanda, porunca biblică. Conectează-te cu tine și atunci te vei putea conecta autentic și cu ceilalți. Dacă nu ești conectat cu tine, poți să fii marele bun samaritean. Conectarea ta va fi faptele tale caritabile vor fi întotdeauna doar o poleială frumoasă. Cum să nu te gândești când a spus asta? Eu m-am gândit mai departe și la iertare. Iartă pe cel care ți-a greșit. Așa implicit, e. Nu? Așa iartă-te este. Pe tine. Ma, n-am făcut bine, am greșit. Eu omenește, sunt om, nu mai greșesc. Am învățat și am învățat din greșeala mea. Exact. Aici, asta este exact. Important. Exact. Da, asta ar fi foarte, foarte, foarte important. Să ne iertăm unii pe ceilalți, să nu ne mai expunem. Și am constatat, dumneavoastră știți cu mult mai bine decât mine, zicem, dom'le, ăla e acru, e rău, e insuportabil. Nu e adevărat. Dacă știi cum să te comporți cu el, nu e așa? Sigur că da, sigur că da. Toți sunt minunați, toți oamenii sunt puțin minunați. Răutatea, agresivitatea, întotdeauna au în spate frici. Frici. Când un om se poartă cu noi urât sau ne greșește, dacă ne-am întreba, din păcate, îmi pare rău că n-am inventat eu întrebarea asta care este genială, ce te-a rănit atât de mult încât îți vine să mă rănești? Dacă ne-am pune întrebarea asta, cu siguranță prăpastia dintre oameni ar fi mai mică măcar. Cu siguranță ne-ar fi mai ușor să aruncăm punți către ceilalți. Întotdeauna ura, agresivitatea au în spate frică. Ne-ar fi mult mai ușor din toate punctele de vedere. Da. Ar fi lumea mai frumoasă. Dar lumea e frumoasă. Este frumoasă, dar am fi mult mai frumoși dacă am asimila aceste informații care până la urma urmei sunt în codul nostru genetic, cu certitudine. Absolut, nu? Absolut, absolut. Și nu sunt greu accesibile. Sunt lucruri de fapt, sunt adevăruri de atât de mult bun simț. Sunt evidențe, doar că ne răpește ritmul acesta nebun și uităm să ne oprim și să ne conectăm cu noi. Eu zic că e bine să încercăm să ne amintim. Și să fim noi în cele din urmă, să renunțăm la conjuga excesiv verbul a avea. Și ne vom elibera mult, foarte mult. Sigur că trebuie să trăim civilizat, conform condiției fiecăruia.
Dar nu, cred că nu e excesiv, dar suficient dacă am conjugat verbul a fi împreună. Da, așa Ar este. fi minunat. Mi-a făcut o mare plăcere întâlnirea cu dumneavoastră și dumneavoastră cu certitudine. Ne vom revedea în curând. Cu siguranță, întotdeauna cu drag și cu plăcere. Știți că aveți un loc special undeva aici, în Vă sufletul meu. mulțumesc, mă simt onorată, reciproca este valabilă. La următoarea întâlnire vă vom supune atenției, da, o bâlbâială când mă gândesc la a fi noi înșine. Să vorbim despre, să vă supunem atenției modul în care mulți dintre dumneavoastră au suferit, mulți dintre noi, felul în care transmitem sau ne sunt transmise informații, vești cu impact emoțional devastator. E foarte important. Cine de bună simțire până la urma urmei, dar măcar să ne reamintim, dumneavoastră știți mult mai bine decât mine. Vă mulțumesc din toată Și inima. eu vă mulțumesc. A fost o relaxare, a fost mult mai mult decât o relaxare și binevenită întâlnirea cu dumneavoastră și dialogul. Vă mulțumesc din toată inima. Și Vă eu vă doresc mulțumesc. sănătate, viață lungă și frumoasă. Oameni buni, atât pentru astăzi. A fost doamna Cristiana Bălan, psiholog doctor, lector universitar în cadrul Universității Spiru Harete. A fost o vreme când ziceai, domnule, ăștia sunt particulari, nu avem voie să spunem. Domnule, unitatea de învățământ superior care a scos oameni, a scos specialiști, așa că, nu știu, sper să nu fiu sancționată pentru asta, dar nu, cu certitudine. Vă mulțumesc din toată inima și astăzi, în sinea mea, și vă mărturisesc și dumneavoastră, iată, mă felicit pentru urarea sau nu, îndemnul pe care vi-l adresez la fiecare sfârșit de ediție de ani buni. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!